Ross Siegel nu este de origine asiatică, deși adesea îi se întâmplă să fie considerată astfel. Tablourile sale seamănă cu stampele japoneze, însă spiritul lor aparține rugului aprins. Rosie, așa cum îi place să îi se adreseze informal, a descoperit arta caligrafiei orientale la maturitate și a ajuns să devină unul dintre cei mai apreciați artiști caligrafi în ultimii 30 de ani. Eu am donat la Wesleyan University caligrafiile astea. S-a născut și a copilărit la București, în perioada interbelică, într-o familie de evrei. A emigrat în Israel la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, iar din 1957 s-a stabilit în Statele Unite, împreună cu soțul Dov Siegel, artist în emailuri. Niciodată n-am ieșit bine în fotografie. Și încă până ziua de astăzi mă gândesc cum am avut eu tupeul să mă duc la un fotograf așa de scump, că noi eram tare săraci. Da? Am zis că dacă mă duc la un fotograf bun, o să am un cens ca să iasă o fotografie bună, că nu ieșeam bine în fotografii niciodată. Și m-am dus la Atene Palas și am comandat 3 duzini. Când am ajuns acasă, era o verișoară lui tăticu, tanti Rașelica. Și am venit cu fotografiile și am arătat, zice, poți să-mi dai și mie o fotografie? Zic, sigur, am 3 duzini. Și i-am dat, ea s-a dus acasă, a trăit, dacă tu încă nu erai pe lumea asta, era Prăvălia Sora. Nu știu dacă știți, ții minte pe Prăvălia Sora? Acolo, sus de tot, erau locuințe și ea trăia acolo. Și a avut o prietenă tare bună alături și a intrat la ea. Și acolo este un bărbat care era burlac și fiecare încerca ca să-l împețească cu careva. Și a văzut fotografia asta și spune, aș vrea să cunosc pe fata asta. Și Eu am fost în organizația ționistă, am fost nebună după un băiat, poate 5 ani, și el nu s-a uitat la mine niciodată. Ei erau refugiați din Austria și au trăit în București 8 ani de zile. Și deodată guvernul român a venit cu o nouă lege, că toți refugiații trebuie să părăsească țara. Și unde cine putea să primească numai în Palestina, altcineva nu primea evrei. Și dar li s-a spus că dacă vreți ca să aveți o nevastă mai târziu, să vă duceți de acum pe careva, fiindcă acolo nu o să găsiți. Și vine el la mine și mă invită să mă duc cu el. Și eu l-am cunoscut pe domnul ăsta, care n-am știut că o să fie soțul meu, și am spus Walter Wagner, am întâlnit pe cineva care poate că am să mă mărit cu el, nu știu, dar toată nebunia care am avut-o pentru el ca s-a evaporat. Și am spus, nu plec cu tine. Și atunci el s-a dus și a invitat-o pe verișoara mea. Și au plecat cu vaporul Struma. Și vaporul Struma a fost bombardat, torpedo, și toți 700 și
81 de oameni au murit. O singură persoană a rămas în viață. Și asta este povestea cum fotografia asta mi-a salvat viața. Aici totul este despre mine. Am plecat din România 16.000 de oameni și plecam spre Palestina. Și am fost înconjurați de 8 destroyer englezești și ne-au dus la Cipru într-un ca prizonier. Am stat acolo câteva luni și oamenii cu copii mici ne-a dat drumul mai după câteva luni, că le era puțin frică de opinia din lumea mare. Și am ajuns în Palestina 2 luni înainte de a deveni Israel și am trăit 5 ani de zile într-o cameră. Cei doi soți au trăit în Israel 8 ani de zile, iar la jumătatea anilor 50 au emigrat în Statele Unite, deschizând un atelier de gravură la New York. Rosie a studiat la Fashion Institute of Technology și Parsons School of Design. Însă propria pasiune a devenit desenul oriental, sumie, practicat în Japonia și China, pe hârtie, cu pensulă și cerneală neagră. Din 1979 a început să studieze serios sumie, mai întâi la Coho School of Sumie în New York, iar ulterior la Academia de Arte Frumoase din Zhenjiang, China. Ăsta a fost soțul meu, Albert Dov Sigal. A fost pictor. Am vorbit despre el înainte. Acum vreo 40 de ani a murit, a avut leucemie, a suferit groaznic 2 ani jumate și că eu mă rugam la Dumnezeu să-l ia, că a suferit dureri, nimic nu i-a ajutat. Cele mai tari medicamente nu i-a ajutat. Dar acum, de câteva luni, în Tel Aviv, la Tel Aviv University, am donat o mare colecție picturi în email biblice și este permanent acolo. Cine merge la Tel Aviv, la Tel Aviv University, mi se pare că se numește Biblioteca Sikorsky. Viața la New York nu a fost ușoară pentru Rosie, trecând prin decesul a 2 soți, dar niciodată nu a încetat să creeze, ceea ce i-a înălțat spiritul și a făcut-o să depășească greutățile, în arta orientală găsindu-și serenitatea. Lucrările sale au fost mereu prezente în galeriile importante din New York, iar ea a căutat să mențină legătura cu comunitatea românească și nu a uitat niciodată limba română. În ultimii 20 de ani a devenit unul dintre cei mai importanți caligrafi, cu recunoaștere atât pe tărâmul american, cât și în China și Japonia. We were publishing a magazine called Art Speak years ago. We published, my husband and I, for 18 years. He was Bruno Palmer Porona and I am Margot Palmer Porona. And we wrote about her work many times. And she was, yes. Did you know her husband also? No.
Joseph? I think he was already gone. I think so. This is an old issue, but now when we retired, we handed it over to our senior editor. Now the name has been changed to Gallery and Studio, but this is, you know, now we're going to write about this exhibition in this magazine. Nice. Now. Is the magazine still publishing? Yes, this is the publishing. Nice. And this is, we'll have one of her works there. So I asked her to select one piece that she would like to reproduce. It's from the room. 1998. Wow. And she says her work is slightly different now, but it's still very strong. Abastramele, a carnazzele, and a glazed of wine. In the minute is das gis, one kind of gis, waste minute. Wine drink me liberal, mir far by smittacheval. I dig it up, dig it up, dig it up, dig it up, dig it up. Die Domäne trinken Wein in Essen, Mama liege. Der, was kiss sein Egel im Weib, jener ist Mischige. Sieben, das ist die Lose, sieben. Oh! And so That's forth. That's only on three drinks. What was that? Three? No, I didn't have three yet. Oh, two and eight. No, with three drinks, I put full voice. Hey, Romaine, Romaine. No, that's with three drinks. Ich bin der Mama Liege, dann zu reden, sie zerfälle, wenn ich esse, was la dele, trinken, da illi dam, bum bum, da illi dam, krack, krack, da illi dam, chick, chick, da illi dam, ein, sie dam, ach, ich muss besser, gerne dein, ein, ich werde genügen,